De ce antreprenor? Antreprenor pentru că de mic am avut înclinație spre a face lucrurile să se întâmple. Am avut, sau Dumnezeu mi-a dat abilitatea asta de a putea să adun oameni, de a putea să fac lucruri și de a putea să duc la bun sfârșit. Știți că sunt foarte mulți oameni care iubesc să înceapă lucruri și sunt foarte faini, dar știți că e o carte cu coperți negre care se cheamă Biblia și spune acolo că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul. Pentru că astăzi generațiile tinere au marea problemă că sunt entuziasmate de foarte multe lucruri, își doresc să facă foarte multe lucruri, însă cum dau puțin de greu, abandonează. Și cred că asta este ceea ce ne lipsește nouă românilor și generațiilor tinere din ce în ce mai mult. Ne lipsește dorința de a merge mai departe, de a rămâne constanți și chiar dacă este primul val mai negativ sau chiar dacă ai greșit la prima acțiune a ta, e important să mergi mai departe și să știi că dacă asta este chemarea ta să devii, nu știu, antrenor de fitness, go for it și vei fi un antrenor de fitness, dar țintește să fii cel mai bun. Pentru că dacă nu ești motivat să faci ceva și să excelezi în ceea ce faci, vei fi doar un număr și nu vei conta foarte mult.